Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce istorie trăim, câte evenimente în viața noastră și acum, uite, vezi, situație dramatică în partea asta de Europa. Mobilizarea masivă de armament și trupe rusești la granițele Ucrainei îngrijorează întreg continentul, chiar mai mult decât atât. Francezii au trimis ministrul apărării la București să se întâlnească cu domnul Klaus. Ministrul francez, ai văzut, este o doamnă. O cheamă Florența. Doamna Florența? Da, doamna Florența. Deci după ce francezii au încercat în toate felurile, au hotărât, trebuie să recurgem, nu mai avem nicio șansă, trebuie să recurgem la arma supremă, punem o femeie la apărare, nu trece nimeni de doamna, dacă se supără. Dar cum s-o fi gândit din toată coaliția asta, francezii și românii să întâlnească... Suntem cei mai curajoși. Da, suntem francofeni. Da. Noi aici oricum suntem liniștiți, avem lideri responsabili, sunt foarte pregătiți, știu ce trebuie făcut, tot ce trebuie făcut, sau, mă rog, aproape. De exemplu, ministrul apărării acum e domnul Dâncu. Da, am observat. Da. Nu știu, nu se vede de după la masca aia, da. Dar el e. Da, nu știu ce a apărat dânsul la viața dânsului, dar, mă rog, asta este ministrul la apărare. Domnul Dâncu a fost întrebat ieri care e cea mai mare amenințare, care crede dânsul așa ca ministrul al apărării, cum ar fi, dacă ar fi să fie, da, care e cea mai mare amenințare pentru români ce în perioada asta. Și i-au dat și trei variante, știi, ca să nu fie greu. Ca să fie dezgrilă. Da. Deci fiți atent, domnul Dâncu. Care credeți? Ca să nu fie greu, vă dăm la alegere. A, B și C. Da. A, pandemia. B, facturile la energie. Sau C, probabilitatea unui război ruso-ucrainian. Și domnul Dâncu s-a gândit și a zis, nu e simplu să evaluezi. N-avem metode cantitative să spunem prin care să evaluăm. Sau să spunem prin care să evaluăm. Fiecare din aceste zone are grad de periculozitate, a spus domnul Cațavencu. Ăsta, domnul Dâncu, mă scuzați. Pentru populație însă, a mai adăugat ministrul apărării, în acest moment cea mai mare amenințare, cred eu, sunt facturile la energie. Excepțional, bravo, cred că a nimerit răspunsul corect. Mă bucur foarte mult. Eu îl înțeleg perfect. Da, și dar cine nu-l înțelege? Că și eu când aveam test grilă, dacă mi se părea prea simplu, căutam răspunsul complicat. Zic, și mă ardeam de multe ori. Așa și el. Da. A zis că e o capcană ceva, n-are cum să fie serioasă întrebarea. Așa. Da. Căuta ceva răspunsul. Eu am impresia populist. Că domnul Dâncu în poziția asta e cel puțin la fel de pregătit ca tine. Da. Păi dar după care, da, asta e nasol, și că ai naibii reporteri au continuat. Cum făcea proful meu de algebră, care mă întreba care e răspunsul corect, A sau B? Și eu mă uitam, zic, A. De ce? Și zicea, corect, e, yeah. De ce? A, stai puțin, păi dar nu... Da, și ai naibii reporteri l-au întrebat, da, cu energia, dar cât ați primit, matale, cât ați primit dumneavoastră, factura la energie? Și domnul Dâncu a stat un pic și zice... Eu stau la București, nu știu ce facturi am primit acasă la Cluj. Săracu. Deci, practic, dacă eu nu știu, sunt adunate toate în cutia poștală, nu mă interesează. Auzi, domnul Dâncu, crezi că și cu mail-ul face la fel? Are mail de București, mail de Cluj? O fi și mai departe? În România așa e, nu? Adică dacă te muți dintr-un oraș într-altul, ai scăpat de facturi, nu te mai interesează, nu mai ai nicio problemă. Rămâne familia acolo, dar dânsul a dat răspunsul, mi-a dus aminte de... Eu cred că domnul Dâncu a fost la Vox Populi, la Starea Presei. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră știți pe ce planetă suntem noi. Nu. Nu se poate. Nu sunt daci. Nu sunt daci. Vox Populi, bun. Mi se pare că el a fost acolo, sau, mă rog, dar nu e singur, adică mai este domnul Câțu. Îl mai țineți minte? Pe domnul Câțu, care a zis că nu mai știe cât costă pâinea, că dânsul el nu papă. Nu prea mănâncă, da. Pâinică. Nu mănâncă și... cu pâine. Da. Și tot domnul Câțu a descoperit secretul facturilor mici la căldură, la un moment dat. A zis, nu știu, că eu nici nu prea stau pe acasă. Deci dacă nici nu prea stau pe acasă, nici nu mă interesează, că nu știu cât e. Da. Eu asta spun, dacă ne invadează rușii, trebuie să-i trimitem pe acești domni să negocieze cu ei. O să le încurce mințile. Cel mai probabil. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.